populație ce numără numai puțin de 1.270.284 de locuitori, Sofia, capitala Bulgariei, se așează armonios la poalele muntelui Vitoșa. În sânul orașului, acolo unde ai bănui că străduțele întortocheate duc de la clădiri mici la clădiri și mai mici, și-a făcut loc o biserică ortodoxă impozantă, atât prin structură cât și prin înălțime. Aici, în fiecare duminică și la fiecare sărbătoare, se adună comunitatea românilor din Sofia, pentru a se ruga împreună. Am zis români. Mă refeream la aromâni, fiindcă ei sunt cei care reprezintă, de fapt, comunitatea de români de aici. Aromânii, mă rog, tot români. Sub îndrumarea preotului paroh Neluț Oprea, credincioșii, puțin cât sunt, dar uniți de limbă, cultură și mai ales de credință, vin la biserică în mod frecvent, având conștiinciozitatea și entuziasmul unui elev premiant de școală primară. Cu bunăvoința bunului Dumnezeu, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire, prefericitul Părinte Patriarh Teoctist, începând cu 1995, am fost numit preot pe seama parohiei ortodoxe române Sfânta Treime din Sofia, Bulgaria. De atunci au trecut mulți ani și de atunci pot să spun că ne-am apropiat, dar mai mult ne-am familiarizat sau suntem mai ales o familie cu românii care trăiesc aici în Bulgaria. La început a fost o lovitură pentru mine. Faptul că am venit dintr-o țară unde religia este la cel mai înalt nivel, am venit aici unde religia era în formare, ținând cont de faptul că acest vitregit popor bulgar au trăit prin 500 de ani de robie turcească, după aceea încă 50 de ani de un comunism aprins, spun aprins pentru că la noi a fost puțin mai lejer, un comunist aprins pentru că ei urmau în scurt timp, dacă nu existau acele evenimente din 1989, să devină a 16-a Republică a Uniunii Sovietice. Spun că a fost o palmă pentru mine, o lovitură, faptul că am venit acea perioadă, mai ales pentru faptul că am plecat dintr-un stat de țară, din statul meu natal, de acolo chiar unde, dacă se spune că proroc în patria lui nu este bine primit, într-un stat de 300 de fumuri, cum spunea cineva, de coșuri, veneau 200 de persoane la biserică, duminica, și am venit dintr-o dată aici, unde prima învierea Mântuitorului Hristos, în cursul anului 1995, a trebuit să o săvârșim eu, femeia de serviciu, doi cântăreți. În acele momente m-am gândit deja la întoarcerea în țară. Dar tot în același timp m-am gândit că se poate face ceva, să pot apropia acești creștini, mă refer românii care locuiesc aici. Ne-am interesat de existența lor, au fost puțini, și acum sunt puțini. Marea majoritate a lor s-au asimilat prin căsătorii mixte. Biserica noastră, neavând cimitir propriu, ei aparțin jurisdicțional bisericesc de cimitirile și de bisericile de cartier. Biserica Ortodoxă Română la Sofia, rămânând acea biserică reprezentativă a statului român, a Patriarhiei Române, și totodată un mijloc de întâlnire al lor în fiecare duminică. Un mijloc de întâlnire, așa cum ați văzut și dumneavoastră astăzi, după Sfânta Liturghie, să strâng cu toții. Merg undeva aici, la cea mai aproape cafenea, iar la o cafea și de până necazurile, poate și bucuriile din cursul săptămânii. Domnule ambasador, care este relația ambasadei României de aici, de la Sofia, cu comunitatea de români? În Sofia sau în jurul Sofiei sunt concentrate
două tipuri de comunități. Cea expaților care au venit în ultimii 10-15 ani și comunitatea tradițională a românilor în special, o comunitate istorică de sute de ani care s-a concentrat în jurul Sofiei. Comunitatea românilor istoric a fost una dintre comunitățile bogate, a deținut importante și numeroase clădiri și terenuri în Sofia. Pe unul din aceste terenuri, sau unul din aceste terenuri a fost pus la dispoziție de comunitatea românilor pentru construirea bisericii românești de la Sofia. Relația cu această comunitate, desigur, este una foarte bună. Ne întâlnim cu diverse ocazii, la diverse activități organizate de ambasadă sau de comunitate însăși. De asemenea, biserica este un punct central în jurul căruia atât membrii ambasadei cât și cei ai asociațiilor a românilor își dau în permanență întâlnire. Ușor, ușor am început să-i atragem și am început să frecventeze biserica. Chiar dacă astăzi, așa cum ați văzut, au fost într-un număr destul de mărișor, în decursul unei duminici obișnuite a anului, avem în jur de 30-40 persoane la biserică. 40-30 persoane pentru cineva din țară o să-i se pare că este nimic. Dar dacă mergeți acum și vizitați Catedrala Alexander Nevski sau Catedrala Mitropolitană Sfânta Nedelea sau Biserica Sfânta Petca sau eu știu care altă biserică, ați vedea că procentajul credincioșilor este același. Foarte puțin frecventează biserica. Mai ales în acea perioadă, 1995 până în 2000, în Biserica Bulgară a existat un rascol. Un rascol în care o parte din mitropoliții Patriarhului Maxim s-au răscolit împotriva lui, s-au răsculat împotriva lui și bisericii și au format un alt sinod paralel cu cel al Patriarhului și a numit un patriarh onorific pe înalt-preasfințitul Pancratie, Dumnezeu să-l odihnească, și a funcționat paralel până în anul 2002. Când a avut loc, spun până în 2002, pentru că s-a întârziat, în 2000 a avut loc acel sinod, primul de la Serdica, unde au participat toți patriarhii țărilor ortodoxe, inclusiv prefericitul Părintele Patriarh Teoctist. Atunci s-a hotărât întoarcerea lor la Biserica Mamă, pentru că ei, de fapt, nu se răsculase, era un răscol împotriva bisericii ca doctrină, ci împotriva patriarhului ca persoană. Iată așadar că ambasada română de la Sofia, împreună cu biserica românească de aici, această ambasada credinței nu numai că au o relație apropiată, ci se și susțin reciproc, dându-și împreună concursul pentru ajutorarea și pe cale diplomatică și pe cale spirituală a tuturor românilor și a românilor, care fie s-au născut aici și trăiesc aici, fie sunt în trecere, iar Sofia reprezintă o etapă efemeră în drumul lor pe acest pământ.